Capital. Primăria Capitalei vrea să cheltuie 1 milion de lei ca să afle de ce vin ciorile în Cismigiu și cum ar putea scăpa de ele. Primăria este gata să cheltuie 1 milion de lei din bugetul participativ al orașului pentru ciorile din Cismigiu. Mai exact, municipalitatea alocă suma către administrația Lacuri, Parcuri și Grădini pentru o simplă hârtie, un studiu de fezabilitate intitulat Ciorile din grădina Cismigiu, vecini cu aripi. Bugetul participativ permite cetățenilor să se implice în luarea deciziilor privind dezvoltarea localităților. Primăria alocă o parte din bugetul anual, după care locuitorii vor veni cu propuneri cu privire la ceea ce ar trebui îmbunătățit în anul viitor în localitate. În cadrul formulării acestor propuneri, cetățenii asistați de administrația orașului se întâlnesc la discuții publice locale sau tematice și cu vecinii, unde discută despre ceea ce vor să schimbe în localitatea lor și în ce mod. Apoi depun la primărie propunerile comune pentru a fi verificată fezabilitatea lor. Punctul culminant este votul popular pentru selectarea propunerilor cetățenilor care vor fi realizate de autoritățile locale. Mai exact, și în acest caz, bucureștenii sunt cei care au ales unde merg banii. Surpriza este însă alta, Primăria Capitalei nu alocă bani și pentru porumbeii Cismigiului. Ori fie mai drăgălași, dar în carte scrie clar, Corvus, Corone, Cornix, adică cioara este mai deșteaptă ca porumbelul.